dopo match ăsta. È difficile, avevamo la partita in pugno, abbiamo sbagliato. Avevamo meciul practic în problem meciul eram cu câștigam. Abbiamo fatto errori e am făcut două greșeli. Ci sunt tante cose da dire. Nu sunt multe lucruri de spus. Errori, poi credo che sia difficile da commentare. È un peccato, però. E un mare păcat, e foarte dificil să comentez. Păi cum, de ce e dificil? Multe ocazii și ratate. S-au ratat și ocazii. Ați avut șansa de... Sì, ne avem subit poco, siamo andati in vantaggio, abbiamo sbagliato 2-0 diverse volte. Am avut ocazia de a marca al doilea gol. E poi abbiamo commesso un dar am comis. Loro sono stati bravi. Am făcut două greșeli, trei greșeli. Però, insomma, la partita era... Cât de greu este acest moment? Au fost mai eficienți ca noi în faza de atac, în fazele de gol, practic. Purtroppo a concretizzare il lavoro offensivo. Questo din păcate, problema noastră este a de a concretiza, de a da goluri, de a da goluri, de a fi eficient. Un centrocampista, però al di là di questo credo che dovevamo vincerlo uguale, anche se abbiamo fatto degli errori, abbiamo sbagliato il 2-0 diverse volte. Deci, repete ce a spus înainte, practic am avut meciul în mână, trebuia să câștigăm fără probleme acest meci. Cum? Rezultat, dacă vă e frică de demitere, să fiți demis. Demis? Da. Chi? Tu. Eu mi devo dimettere? Eu. Per quale motivo? Pentru care motiv trebuie să mă să-mi dau demisia? Tu? No, no, no. Spui tu? Chi lo dice? Cine o spune? Vă întreb dacă vă este frică. Dacă vă... Sinceramente, eu pens a fare l'allenator. Eu mă gândesc să-mi fac meseria de antrenor. Inteligente, che hai fatto, però se l'hai fatta, si vede che dovevi farla. Se anunță transferuri importante în iarnă. Cu aceste transferuri pe care patronul le-a anunțat, va fi un alt CFR? Ma guarda, adesso è inutile pensare a quello che sarà domani. În acest moment e difficil să ne gândim ce va fi în viitor. Avem încă o partidă importantă. Avem încă o partidă foarte importantă. Dobbiamo pensare alla prossima. Trebuie să ne gândim la următoarea meci, următor meci. Urmează un derby. Momentul de trezire ar putea fi acesta, pentru că ce e mai important? Oggi siamo delusi, però suntem foarte dezamăgiți astăzi. Storia, quindi oggi è stata una storia negativa. Un meci negativ, un meci istoric ce s-a slab. Mulțumim tare. Bine, e clar că e, da. Da, e destul de nervos, adică foarte nervos de povestea asta.